Vreau să vă arăt în seara aceasta foarte multe lucruri foarte importante care se leagă direct de viața noastră și chiar de sufletele noastre. O să vă arăt în această seară ce se ascunde în buletinul nostru de identitate. O să vă arăt ce se ascunde în simbolistica masonică pe un dolar, în codul de bare. Vă voi vorbi în această seară despre pașapoartele biometrice, despre vaccinuri și ce conțin ele, despre avorturi, da? Despre cifuirea animalelor, despre sinodul de la Creta și toate acestea cu probe clare. Veți vedea cu o lampă ultraviolet, da? Ce se ascunde în buletinul nostru de identitate. Acum ce vreau să vă arăt, în primul și în primul rând? Să vedeți dumneavoastră, asta ne prezenta acum câțiva ani de zile Părintele Iustin Pârvu, de la Petru Vodă, Viață Sfântă, care a murit. Fiți atenți, oameni buni! Noi de fiecare dată când mergem la biserică, după slujbă, suntem miluiți în forma crucii pe frunte. Ia să vă uitați dumneavoastră ce avem noi în zona frunții. Vedeți dumneavoastră, începe aici cu carte identity. Da? Carte de identitate și aici începe cu identity card. De ce? Ca acest cuvânt card să cadă pe fruntea noastră. Iar citit invers, el se citește drac, da? Deci exact în zona frunții. Avem o prorocie a Sfântului Zinovie, de acum 400 și ceva de ani, în care spunea în felul următor: în vremurile de pe urmă, cei care vor avea scris pe frunțile lor drac și pe cartelele lor lepădare, pe aceea Dumnezeu nu va ierta în vecii vecilor. Acum, ce vreau să vă mai arăt este că exact în zona pieptului avem în trei limbi, da? Nu putea să rămână o singură limbă, trebuia în trei limbi, au aranjat în așa fel să le iasă perfect acest sistem diabolic, sex, sexe, sex, iar în limba latină exact 666, să căutați să vedeți singuri. După care, ce mai avem noi aici? Ați văzut pe orice produs, la un moment dat, termenul de valabilitate. Se pare că la un moment dat expirăm și noi, după cum vedeți. Ce mai avem noi mai departe? Noi, de 7500 ceva de ani, fraților, noi avem un nume de la botez. Din 1978, cu decret de la Ceaușescu, mi s-a dat un număr, da? Noi când ne ducem cu acest buletin, păi nu interesează numele nostru, ci numărul. Noi am devenit un număr, da? Ca un colet, ca un colet pe piață, așa suntem oameni buni. Priviți, 13 cifre avem la CNP-ul, 13 cifre avem sub codul de bare, da? Pe fiecare produs. Acum, să vă arăt acum cu numărul 13, care nu este deloc întâmplător, să vedeți unde se mai regăsește el. Avem aici simbolistica masonică, piramida, care este formată din 13 trepte, da? 13 trepte care ne duc direct în iad. După care, ce mai avem? Avem 13 litere în moto, unul dintre mulți. Deci aici este scris și acel cuvânt este format din 13 litere, da? Apoi ce mai avem? Dedesubt sunt 13 frunze, da? 13 segeți, aici sunt numărate, 13 dungulițe, pe tema aceasta, da?
Iar în această căsuță, care este formată din trei flori, trei straturi, unul aici, unul mai mic, după care încă unul negru, cu 13 colonii iluminate. Este. Acum. Ce avem noi acum dedesubt aici scris în limba latină? Novur Ordus Seclorum. Noua ordine mondială. Și aici este anul, da? Când ei au fondat acest ordin. Și cum spune anuit coeptus, înseamnă începutul a fost cuvințat. Acum, oameni buni, o să vedeți unde se mai regăsește acest semn, da, masonic, cu trei straturi, această floare. După care, vom trece mai departe, dar acum vreau să vedeți ce avem noi pe buletinele noastre, acest număr CNP-ul care este format tot din 13 cifre, am devenit niște numere, să vedeți acum cu ochii dumneavoastră ce se ascunde buletinele noastre. Fiți atenți. Ia priviți. Exact 12 petale, 3 straturi, da, priviți, nu știu cât se vede de bine, dar totuși să fim atenți, da, iar pe fața noastră, exact pe chipul nostru, avem un vultur, stema României, este pe fața noastră, nimeni nu ne-a întrebat, ne-a trezit cu ea pe fața noastră. Nu prea se vede acum bine la filmare, dar puteți fiecare dintre voi să luați o lampă cu ultraviolet. Mai avem aici încă una mică, în dreapta, o roată micuță, da? În dreapta, exact în aripa din, spre sex, primul sex din dreapta. Acum. Așa. Acum, vedeți dumneavoastră, acel simbol cu 12 petale, da? Îl regăsim tot la masonerie, da? Ia uitați, avem aici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, da? Avem simboluri multe și aici la fel tot 12 sunt. Deci nimic nu e întâmplător. După cum vedem, loja masonică, da? Simbolistica lor, pe care ne-a pus-o și nouă. Oameni buni, noi, când ne dăm semnătura pentru acest buletin, noi de bună voie acceptăm acest număr, în care în spatele acestui număr se află 666. Este recunoscut public. Sistemul EAN 13, care este în întreaga lume, în spatele căruia stă și codul de bare, fiecare aparat când citește acest cod de bare, în spatele lui stă 666. Această cifră este cifra care decodează acest număr, indiferent de ce sumă de cifre se află acolo. Așa. Și acum să vedeți un videoclip, da? În Spania, unde și ei spun clar lucrurile acestea. Priviți. Y el hacer nacer algo. La formación de algo nunca es sencilla, por lo que el número 13 puede simbolizar no solo el renacimiento y la regeneración, sino también la muerte. La muerte de lo viejo y el nacimiento de lo nuevo. Es una ocultación intencionada del número 13 en el reverso de nuestro billete de un dólar. El 13 se considera un número de mala suerte en muchas culturas,
pero según las teorías de la conspiración, posee connotaciones mucho más siniestras. El número 13 representa el número de Satán, el diablo, y creo que por eso lo veneran los masones, y eso podría dar pie a numerosas especulaciones. Ați văzut, oameni buni? Bine, Sfinții Părinți ne spun de sute de ani, Apocalipsa lui Ioan ne spune, clar. Acum, haideți să vedeți ce spune în Apocalipsa lui Ioan, ca să vedeți că nimic nu e întâmplător, da? Spune așa. Ia uitați, aici este înțelepciunea. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om, și numărul ei este 666. Deci de 2000 de ani, Apostolul Ioan ne spune clar, da? Acum fiți atenți, o chestie foarte interesantă, pe care o aflăm când ne căutăm mântuirea, că până acum am stat în întuneric și vrem să afle toată lumea în ce întuneric să află oamenii, acum, la ora actuală. Fiți atenți! Știți că la un moment dat banii cash vor fi scoți din uz și la un moment dat, pentru un produs, vei fi silit ca să-l vinzi pe Hristos pentru că îți vei pune chipul. Că altfel nu vei mai putea cumpăra, nu vei mai putea vinde. Acum, fiți atenți, ca să vedeți cât de sataniști sunt aceștia care au făcut sistemul. Deci, Mântuitorul Iisus Hristos a fost vândut, după cum bine știm, pe 30 de arginți. Da? E, fiți atenți, spune Sfântul Tavrion, acum 47 de ani, că în vremurile de pe urmă va fi pus pe toate produsele pecetea, care va fi formată de niște liniuțe, unele mai lungi și altele mai scurte. Fiți atenți! Acele liniuțe vor fi în număr de 30 de liniuțe, exact pe câți arginți a fost Mântuitorul Iisus Hristos vândut. Numărați toți acasă să vedeți codul de bare câte liniuțe are. 30 de liniuțe. Pentru că pentru acel produs cu cod de bare, tu îl vei vinde pe Hristos pentru că vei accepta chipul. Prima oară ei vin cu chipurile nacte. Acum, din 2018, vor veni cu chipul în buletin și vor fi toate actele într-unul singur. După care urmează pecetea. Sfântul Paisia Ghioritu a spus clar din anul 1989 că înaintea peceții vor scoate un card unic care le va cuprinde pe toate. Și vedem că deja din 2018, după 30 de ani de la prorocie, se deplinesc toate. E, acum, vă mai aduceți aminte de metro? Oare vă mai aduceți aminte de metro? Primul supermarket, așa, care a intrat pe piața noastră, oare de ce el? Care a fost exemplu cu metro? Ai cartelă, cumperi. N-ai, nu cumperi. Vedeți? Ca să ne acomodăm așa, să ne spele pe creier și la televizor și cu stilul ăsta de viață electronic, da? E, acum, haideți să vedeți ce spune Apocalipsa, că sunt oameni simpli care nu cunosc și nu citesc, pentru că diavolul ne ocupă mintea și timpul cu fel și fel de lucruri, tocmai ca să nu afli adevărul. Și când vei afla adevărul, adevărul te va face liber, spune Mântuitorul Iisus Hristos. Fiți atenți ce spune de 2000 de ani Apocalipsa lui Ioan. Și ea îi silește pe toți, pe cei mici, pe cei mari, pe cei bogați, pe cei săraci, da? Pe cei sloboși, pe cei robi, ca să-și pună semn pe mâna lor cea dreaptă sau pe frunte, încât nimeni să nu poată cumpăra sau vinde, decât numai cel ce are semnul, adică numele fiarei sau numărul numelui fiarei. Fiți atenți! Sau numărul numelui fiarei. Și încă o dată, repetăm, aici este înțelepciunea, cine are pricepere să socotească numărul fiarei, căci este număr de om. Și numărul ei este 666. Vedeți? Numărul. 13, 13, CNP-ul, numărul nostru 13.
ai buletin, cumperi o casă, dacă n-ai, nu poți să cumperi. Și vedeți, în loc de nume, mi s-a dat număr, avem număr, da? Dar fiți atenți acum ce spune aici. Și m-am uitat și iată, mielul stătea pe muntele Sion și cu el 144.000 care aveau numele lui și numele tatălui lui scris pe frunțile lor. Da? Numele. Unde mai este numele? Unde este numele? Și acum, oameni buni, să vedeți al treilea înger ce spune. În Apocalipsa lui Ioan de 2000 de ani. A venit după ei strigând cu glas puternic, cine se închină fiarei și chipului ei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, va bea și el din vinul aprinderei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în potirul mâniei sale, și se va chinui în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Și fumul chinului lor se suie în vecii vecilor și nu au odihnă nici ziua, nici noaptea, cei ce se închină fiarei și chipul ei și oricine primește semnul numelui ei. Deci vedeți ce se întâmplă? Ce ne așteaptă pe noi? Ce vremuri vin? Și vedeți mulți, zici că e raiul pe pământ, dar acum e iadul. Iadul cu toate plăcerile astea, cu toate desfrânările și toate ispitele astea. Dacă nu rămâi în cuvântul Dumnezeu, n-avem cum să ai vreo șansă. Fiți atenți acum. Să trecem mai departe. Să vă arăt codul de bare celălalt. Vedeți, avem aici cod de bare. Un nou cod de bare care va fi citit cu telefonul, va veni și iPhone-ul cu decodarea facială. Ia priviți, o căsuță, două, trei, în spatele ei, 666, este cercetat, dar n-are cum să ne pună direct așa, că altfel n-am mai luat. Acum, oameni buni, ce vreau să vă spun este că foarte mare amploare au luat banii cash. Multă lume nu prea știe. Puteți să căutați, să vă documentați, să vedeți ce amploare a luat. Spune așa că Bitcoin este de departe cea mai cunoscută monedă virtuală, iar notorietatea ei a crescut și fiindcă nu a fost ferită de scandaluri ce au menținut-o în centru al atenției, însă pătrunde în viețile noastre, fiindcă pot fi cumpărate tot mai multe feluri de produse cu ea, iar autoritățile și-au îndulcit tonul. Auziți? Deci banii virtual din 2009 au intrat puternic pe piață, da? Priviți, România este prima linie a avansului Bitcoin. S-au înființat platforme de tranzacționare, există și ATM-uri. Au fost anunțuri în care case și mașini erau cotate în Bitcoin. Iar câțiva retailer online permit cumpărături în această monedă. Atitudinea s-a schimbat mult în timp. În 2014 marile bănci americane au luat Bitcoin în serios. Morgan Stanley a avut în martie la New York un eveniment pe această temă. I-au zis, fraților, cu ce rapiditate se mișcă lucrurile și noi suntem vai de capul nostru, habar n-avem ce se întâmplă în jurul nostru. În ultimile luni, voci din sistemul bancar american au exprimat opinii tot mai optimiste la adresa viitorului Bitcoin. Și mai mult, executivi de la bănci și-au schimbat locul de muncă, i-auziți, intrând în firme ce gestionează tranzacții cu Bitcoin. Moneda virtuală a căpătat notorietate. Libertatea plăților se traduce prin faptul că poți primi orice sumă de bani la orice oră. Un avantaj decisiv fiind taxele mai mici decât la plățile convenționale cu cărți de credit. Peste 600 de miliarde de dolari se tranzacționează anual prin această monedă Bitcoin, fraților. Cine spune despre lucrul ăsta? Din 2009 a apărut și din ce mi-a spus o femeie care merge cu mine la slujbă, că România ar fi prima din Europa care se va scoate cash-ul. Și nu suntem departe de aceasta, după cum a luat amploare. Fraților, acum mulți spun că am înnebunit, suntem o mână de oameni, de creștini care căutăm pe Dumnezeu și majoritatea țin să iau în râs lucrurile astea, dar vă spun să fim foarte atenți, să fim foarte atenți, oameni buni, că nu mai este mult. Fiți atenți! Aveți mare grijă cu pașapoartele biometrice. Ați văzut că au fost și gratis. S-a făcut... Cine-ți mai dă ceva gratis azi? Doar un scop. Fiți atenți. Oameni buni, Rafael Berestov, cel mai mare mărturisitor de la Muntele Athos, cu viață sfântă, care a cunoscut sfinți în viață ruși, spune în felul următor.
Principala informație biometrică despre om nu este amprenta irisului, nici biometria feței sau a degetelor. Principala informație biometrică despre om este algoritmul individual al funcțiilor creierului. În timpul așa numitei preluări a datelor biometrice, are loc aplicarea unui semn laser și identificarea acestui algoritmic al funcțiilor creierului, care este unic pentru fiecare om. Rafael Beresov ne spune de la Muntele Athos: după asta se săvârșește o deplină supunere duhovnicească a libertății omului. Omul nimerește în cursele magiei tehnotronice, se stabilește legătura creierului uman cu calculatorul mondial pe nume Fiara de la Bruxelles, un astfel de om va deveni un bio-obiect lipsit de voință, rob al lui Antichrist. Creștini ortodoxi, nu primiți codurile personale, nu luați pașapoartele biometrice și alte carduri și documente electronice, nu luați chipuri. Asta e ultima mărturisire a părintelui Rafael Berestov, cel mai mare mărturisitor, împotriva sinodului de la Creta, împotriva chipurilor. Priviți deja în aeropoarte ce se întâmplă, da? Scanarea cum se face a irisului și câte nu se mai întâmplă. Putem fi... Ni se poate pune cu laser pe frunte, la ce tehnologie înaltă e acum, este riscant să mai faci ceva. Acum să mergem mai departe. Sunt mai multe subiecte. Haideți să ne îndreptăm către vaccinarea obligatorie, da? Haideți numai întâi să terminăm cu cifrurile la animale. Fiți atenți. Pentru iubitorii de animale, că și eu le iubesc. Oameni buni, mai acum un an jumate mi-a spus vărul meu că s-a dus la el la țară să ia câinele din curte să-i pună chip. Deci vă dați seama, nu mai spun că e obligatoriu la cei care au animale de rasă. Fiți atenți! Pornind de la numărul alarmant de cazuri de cancer rezultat din introducerea unui chip în organism, prevăd că acest proces este doar o mică parte din ceea ce are loc la momentul actual în industria microchipurilor, a afirmat doctorul Catherine Albrecht, avocat al consumatorului și expert în efectele secundare ale microchipurilor implantabile. Merg și organizațiile care susțin chipuirea animalelor de companie ar trebui să ia acest proces în serios și să înceapă să-i avertizeze pe stăpânii animalelor de companie de pericolul cancerului provocat de microchipuri. Mulți veterinari le recomandă și majoritatea adăposturilor pentru animale le solicită microchipuri de identificare injectate în gâtul pisicilor și câinilor. Sunt promovate ca fiind folositoare în găsirea animalelor tăcite pentru ca dispozitivele înregistrează informații despre stăpân, precum și date medicale. Dar sunt microchipurile sigure? Un nou proces împotrivă producătorului al microchipului pentru animale, Home Again, spune că nu, atrăgând atenția că ele pot cauza apariția cancerului la animale. Pe un site www.keepme.org a creat cu scopul de a trezi atenția în privința răului provocat de microchipul animalelor. Procesul afirmă că microchipurile Home Again pentru animale de companie provoacă acestora tumori cancerigene. Conform procesului, pisica inculpatului a făcut cancer după ce a primit un implant cu chip și, potrivit știrilor, și alte animale au făcut cancer după ce li s-a introdus un chip. De asemenea, animale sunt chipate obligatoriu prin lege. Un cioban povestea că după ce a pus chipuri la vaci, dădeau la jumătate cantitatea de lapte, după care acesta le-a dat jos chipurile, oameni buni. Lucruri reale și multe și multe altele. Acum, fiți atenți acum. Problema cu chipurile, problemă mare, da? Problemă foarte mare, pentru că fiți atenți ce se întâmplă, că vor să introducă obligatoriu, da, atât copilor cât și cadrelor și după care și adulților, mercurul din vaccinuri produce leziuni ale creierului. Fiți atenți. Acum, în imaginea din dreapta vedeți la microscop efectul expunerii la mercur a unui neuron. Practic i-a dezintegrat structura, fiți atenți, înainte de contactul cu mercur și după contactul cu mercur. Vă dați seama, vă dați seama. Acum, Ministerul Sănătății pregătește un proiect de lege care prevede vaccinarea obligatorie a copiilor cu până la 10 doze de vaccin, oameni buni. Deci, priviți ce conține, priviți. Mercur. Da? Sulfat de amoniu,
Formol, glutamat monosodic, celule pulmonare din fetuși avortați, oameni buni, polisorbat 80, aluminium, clorură de sodiu, octoxinol 10, fenoxietanol, sorbitol, tributifosfat, neomicină, fermenți modificați genetic, borax, metanol, resturi de proteine, culturi de celule embrionale de pui, resturi din culturi animale și umane, endotoxine bacteriene, hidroliza de caseină din pancreas de porc și nu numai. Fraților, trebuie să fim nebuni să acceptăm, fraților, mai bine murim. Fiți atenți, și a spus părintele Elpidie, da, care e cel mai mare mărturisitor la ora actuală în Africa, convertește la ortodoxie mii de copilași și de oameni, da? Și noi, născuți ortodoxi, nu facem ce trebuie, să fim un exemplu pentru ceilalți, să nu-i prindă diavolul în ghearele lui. Fiți atenți, a spus așa, că în special prin așa zisele vaccinuri vor încerca să ne implanteze nanoechipamente în corp. Din momentul ăsta, miza vaccinării e uriașă. Vaccinarea devine partea planului de însemnare a omenirii. Și a te opune vaccinării înseamnă a te opune însemnării. La nanocipurile astea poate fi cu obligatoriu, că fără chipul mamă ele nu lucrează. La chipul mamă, cel ce va controla totul, acolo trebuie să fie pe față, trebuie să fie cu manifestarea liberului arbitru. La chipul mamă, dacă e cu forța, nu se pune. Și atunci diavolul face în cadrul etapei nano tot ce poate el să facă, păcăleală, înșelăciune, prezentarea răului ca fiind bun, minciuna obligatoriu, totul ca să ajungă nanocipurile astea în corpul omului. Oamenii buni, asta a spus-o acum 7-8 ani de zile. A spus și de papa că va pleca celălalt, va da demisia și va veni profetul mincinos. Deci s-au îndeplinit și se îndeplinesc toate. Nu ne spun părinții, ne suntem avertizați, dar noi luăm în râs. Fiți atenți ce a spus părintele Iustin Pârvu, cu viață sfântă, care a stat vreo 16 ani în închisorile comuniste, a făcut vreo 16 mănăstiri și atâtea minuni care le povestesc oamenii, da? Și cel mai mare mărturisitor împotriva cifrurilor și a ecumenismului. Fiți atent. Dacă mama va lăsa copilul să fie vaccinat, este ca și cum l-ar da la moarte. Preotul la care merg eu la slujbă, copilului acesta a făcut autism imediat după vaccin. Iar o prietenă din copilărie a făcut la cele două fetițe gemene vaccinul și de asemenea au făcut autism. Căutați pe net să vedeți câte mame povestesc tragediile din viața lor produse din cauza vaccinului. Totul se rezumă la bani, nu-i pasă nimănui de tine decât lui Dumnezeu, dar că nepăsarea noastră și fără ca noi să strigăm la El și să ne căutăm cu ardoare mântuirea, indirect cădem în toate capcanele și primejile produse de diavol prin acești oameni satanizați. Părintele Iustin Pârvu, fiind întrebat de un eventual război, a răspuns: este posibil după cum se derulează aceste evenimente și pe de altă parte este aproape și sfârșitul acesta al lumii și trebuie să se împlinească toate prorociile Apocalipsei. De aceea ei cumva se și grăbesc și vor să diminueze numărul acesta al consumatorilor, ca să-i poată stăpâni mai ușor. Vor veni vremuri grele, nu ai să mai poți să iei un medicament, o bucată de pâine și comunicarea și întrajutorarea dintre noi va fi cu a nevoie de făcut. Se va face și deja s-a început uciderea omului la nivel oficial, prin otrăvurile care ni le introduc în mâncare, prin otrăvurile ce ni le introduc în aer, prin chemitrailis. Deci, prin otrăvurile din vaccinuri, a spus părintele Iustin Pârvu, toate se fac la nivel oficial, iar noi le luăm pe toate, de bune, pentru că așa spune ziarul, ori televiziunea, omul a ajuns un sclav, un rob, dar cu mult sub condiția sclavului de altă dată, pentru că sclavul înainte știa cui se supune, dar omul de azi a devenit rob care nu-și cunoaște stăpânii. El nici măcar nu știe că este rob. Oameni buni, peste tot, suntem otrăviți, suntem bajucoriți, creația al Dumnezeu. Egoismul, mândria, nepăsarea asta, uitați unde s-a ajuns cu ea. Nu mai spun că, na, și când tastez W, la fiecare e 666, pentru că W la evrei e 6 în alfabetul lor. Acum, oameni buni, vreau să vă vorbesc despre sinodul de la Creta, oameni buni. Marea problemă cu sinodul de la Creta, mulți nu știu. Mulți știu și merg în continuare la bisericile unde sunt pomeniți ierarhii. Uitați, patriarhul nostru, împreună cu catolicul, aprind lumânarea în biserica noastră, a ținut și predică. Da? Avem aici pe Bartolomeu de la Constantinopol, care îl sărută pe papa.
Suntem vânduți, fraților, suntem vânduți, trăim vremurile de pe urmă, iar dacă nu ne întoarcem la Dumnezeu cu pocăință, cu smerenie, din tot sufletul și din toată inima, să ne lumineze mintea întunecată de păcat și de patimile care le-am strâns, nu o să putem face față vremurilor care vin, fraților. Ascultați acum. Despre sinodul din Creda, desfășurat în iunie 2016, trebuie să se știe că prin influența papei a evreilor și a masonilor, care luptă pentru distrugerea ortodoxiei, conducerea bisericilor ortodoxe din întreaga lume au călcat în picioare canoanele sfinților părinți vechi de 2000 de ani. Astfel s-au semnat acte eretice, care recunosc sectele ca biserici oameni buni, netezind drumul acestora în sânul ortodoxiei. Printre altele s-au legalizat căsătorile mixte între catolici și ortodoxi. Prin acestea se încalcă toate canoanele sfinte, prin care Dumnezeu ne-a îndrumat spre binele și adevărul Lui. Lumea leargă după plăceri și bani și nimeni nu înțelege urmările acestor erezii în viața de zi cu zi. Îndepărtarea de Dumnezeu se face sistematic, în tăcere. Preoții tac ca să nu fie dați afară, înalții prelați la rândul lor sunt struniți de mason și papă. Și astfel se împlinește cuvântul Sfântului Serafim de Saurauf, de acum 100 și ceva de ani. În vremurile din urmă, conducerea bisericii va îndrepta oamenii către iad. Dacă întrebați preoții despre chipuri, vă vor răspunde că totul e în ordine. Dacă ai credință în Domnul, foarte vag și fals. Cine s-ar fi gândit vreodată ca ierarhii noștri în frunte cu Patriarhul? Toți vor semna deciziile eretice de la sinodul din Creta anul trecut, trădându-L pe Hristos. Așa cum ne învață Sfinții Părinți, singura noastră șansă în această situație este de a căuta preoții nepomenitori, fraților, sunt vreo 50-60 în țară, sunt prigoniți, dați afară. La Muntele Atos sunt 100 de călugări, dați afară. Prigoniți. Vor să-i alunge de pe Muntele Atos. Sunt 300 de frați călugări care tot așa sunt împotriva ecumenismului. S-au îngrădit de erezie, nu mai merg la biserici, fraților, a ierarhilor căzuți în erezie. Pentru a nu ne face noi părtași la erezie, pierdându-ne sufletul. Și nu uitați că exact acești preoți care nu se supun episcopilor eretici sunt cei de partea adevărului lui Hristos. Împotriva lor s-a pornit prigoana. Dar ei atât de puțin sunt. Cei care au curajul de a vorbi despre chipuri, vaccinuri, secte sau despre metodele abortive de azi, anticoncepționalele și steriletul, despre care vom vorbi mai departe. Sfântul Ciprian al Cartaginei și foarte mulți sfinți ne învață și spune: dacă episcopul care este pomenit în biserică este eretic, cum sunt și ai noștri acum, dar oamenii nu-l consideră astfel, atunci o astfel de rugăciune îl insultă pe Hristos, Domnul, care nu poate fi parte din minciună. Oricine se împărtășește într-o biserică unde este pomenit un episcop eretic, chiar dacă preotul acelei biserici va învăța ortodox, o astfel de împărtășire nu rămâne fără urmări. Acel om va avea parte la judecata de apoi cu episcopul eretic, în fundul iadului. Majoritatea preoților păstrează tăcerea de frica de masonerie. Fraților, milioane de martiri, zeci de mii de sfinți și mucenici au murit pentru ortodoxie. Hristos Dumnezeul nostru a murit pentru acest adevăr, ca noi acum să stăm nepăsători, când mai marii noștri ne văd credință, ne vând credință. Câți au murit în închisurile comuniste, câți au chinuit, câți ne mai aducem aminte de ei? Fraților, Părintele Iustin Pârvu spune: vor cădea toți cei care sunt legați de cele pământești. Va trebui să ne învățăm ochiul și simțurile de a nu privi frumusețea materială a acestei lumi, pentru că vor veni multe înșelări. Iustin Pârvu: măi creștini, trebuie să învețe să renunțe, să dăruiască, să poată împărți puținul. Numai acesta este metoda de rezistență a noastră în fața vremurilor grele. Cu cât te apropii de aproapele tău, cu atât te apropii de Dumnezeu. Legat de chipuri și de acte, sunt trei.